ceai slăbire și tinctură slăbire. Compoziție: crușin, volbură, păpădie, urzică mare, salvie, soc, traista ciobanului, frasin, mușețel, cicoare, fenicul, sunătoare. Ceaiul și tinctura slăbire au ca proprietăți depurativă, diuretică, detoxifiantă, hipolipemiantă, laxativă și tonică. Se recomandă folosirea ceaiului de slăbire împreună cu tinctura slăbire pentru realizarea unei slăbiri sănătoase, prin reglarea metabolismului, eliminarea apei în exces, eliminarea toxinelor, iar kilogramele pierdute nu se depun imediat. Se recomandă o alimentație adecvată slăbirii, cu reducerea de carbohidrați, de grăsimi saturate, multe fibre și mișcare. Mod de folosire: intern, infuzie din o linguriță de ceai slăbire, 1-2 plicuri, la 200 de ml de apă. Se beau 3 căni de ceai pe zi. În ceai se adaugă o linguriță de tinctură slăbire. Cura durează 40 de zile. Extern, săptămânal se face o baie generală în care se adaugă un decoct din 30 de grame de ceai slăbire la 2 litri de apă, care se fierbe 10 minute. Se adaugă la apa de baie în care se stă 10-15 minute. După cura cu ceai slăbire și tinctură slăbire, se face o pauză de 10 zile. Apoi se poate continua cu o altă cură de plante sub formă de capsule, după cum urmează: capsule hiperslăbire, care este un extract din plante indigene, păpădie, soc, volbură, cicoare, frasin, coada șoricelului, sunătoare și fenicul. Hiperslăbire se recomandă pentru susținerea capacității naturale a organismului de a slăbi și stimularea proceselor de detoxifiere. Ajută la buna funcționare a sistemului digestiv și la protejarea și regenerarea ficatului. Stimulează reglarea naturală a tranzitului intestinal și eliminarea excesului de apă. Administrare: pentru adulți, doza recomandată este de 6 capsule pe zi, câte 2 capsule de 3 ori pe zi după mesele principale. Cura recomandată este de 10 zile. Se continuă apoi cu slăbire max capsule. Compoziție: extract natural din plantele cicoare, păpădie, soc, volbură, porumb, garcinia, ceai verde și lecitină. Are proprietăți diuretice, laxative, antioxidante și de stimulare a oxidării totale a carbohidraților, precum și de arderea grăsimilor. Produsul Slăbire Max se recomandă în cură de 20 de zile, câte o capsulă de 3 ori pe zi după mesele principale. Se continuă apoi cu produsul Slăbire Extra, capsule. Compoziție: extract de garcinia, gambogia, spirulină, ceai verde, acetil-L-carnitină, acetat de magneziu, lecitină. Este detoxifiantă, diuretică, de reducerea poftei de mâncare, energizantă și laxativă. Se recomandă în cură de 20 de zile câte 3 capsule pe zi, alături de un regim alimentar adecvat și de mișcare. Se continuă apoi cu capsule 5-HTP, slăbire. Ingrediente: extract din grifonia simplicifolia, ananas, ceai verde, acetil-L-carnitină. Proprietăți: contribuie la inhibarea poftei de mâncare și în special a celei de dulciuri. Stimulează arderea grăsimilor și inhibă depunerea acestora în organism sub formă de țesut adipos. Stimulează metabolismul lent. Mod de folosire: pentru adulți, doza medie recomandată este de 2 capsule pe zi, dimineața și seara, înainte de masă. Doza maximă recomandată este de 3 capsule pe zi. Cura durează 20 de zile. Cura, în total, este de 70 de zile. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Produsele nu sunt recomandate minorilor. Nu se administrează persoanelor alergice la unul din ingredientele produselor.